Povestiri biblice din Noul Testament. Iartă-ne greșelile noastre. Sper să nu-i pierdem copile. Ah, trage! Nu pot să cred. Nu mai râde. Trage, trage! În ordine, dar haide să fim mai atenți. Wow! Ce mai captură? Colectorii de taxe. Se pare că nu o să ai probleme cu plătitul taxelor de anul acesta. Am plătit taxele. Oh, dar asta a fost pentru anul trecut, Petru? Probabil ai pierdut noțiunea timpului. Ai fost ocupat tot anul rătăcind cu acel rabin sfânt. Ai grijă cum vorbești despre învățător! Întoarceți-vă mâine, vă veți primi banii. Și care-i treaba cu acest Iisus? Oh, mă scuzați, adică învățătorul. Iisus va plăti taxa. Dar mi-e silă să dau banii unor oameni cu mâinile murdare. Poți să-l numești învățător sau fiul lui Dumnezeu, dar pentru mine Iisus nu e decât un om care mi-e dator. Ai înțeles? O să ne întoarcem mâine, Simon Petru. Și să nu uiți, jumătate de șechel de la fiecare, una de la tine și una de la Iisus. Nu vor scăpa cu asta, nu-i așa? Nu-i așa? Oh, scuză-mă, învățătorule. Petru, de ce ești tulburat? Au venit colectorii de taxe, au venit după taxa mea și... și a ta la fel. Și asta te-a înfuriat? Au spus lucruri rele despre tine, Doamne. Iartă-i, Petru. Arată-le dragoste. Du-te la mare și aruncă undița. Când vei prinde primul pește, deschide-i gura. Vei găsi bani destui pentru taxe. Dacă spui tu, Doamne, atunci așa voi face. Jumătate de șechel, i-am spus. Una pentru tine și una pentru Iisus. Mi se părea mie că miroase a pește. Uite-ți taxa. Pentru mine și pentru Iisus. De ce nu a venit Iisus însuși aici? E prea sfânt ca să fie văzut cu colectorii de taxe? Doar n-o să te înfurii, nu-i așa, Petru? Lui Iisus nu i-ar plăcea.
Iisus e aici? Unde este Andrei? Doarme. Trebuie să vorbesc cu el. Petru, Iisus nu a mai dormit de zile întregi. Tocmai le-am spus oamenilor să aștepte până mâine dimineață. Trebuie să vorbesc cu el, Andrei. Învățătorule. Da, Petru. Iartă-mă, învățătorule, ești obosit, dar îmi pare rău că te-am trezit, dar trebuie să te întreb ceva. Vino, așează-te lângă mine. Ah. Te rog, Petru, spune ce ai pe suflet. Știu că trebuie să iertăm, dar uneori sunt unii oameni atât de... Trebuie să iertăm pe fiecare, Petru. De câte ori, învățătorule? De câte ori să iertăm? Lasă-mă să-ți spun o poveste. A fost odată un om nechibzuit care a împrumutat bani de la rege. Când a venit timpul să dea banii înapoi, nu a putut. Așa că a fost adus în fața regelui să dea socoteală. Îmi datorezi o sumă mare de bani, Hațor. O sumă mare? Nu cred că putem spune asta. Cât poate însemna o sumă mare? Hațor, să vedem. Hazer, hazit, Hațor. Aici e. 10.000 de talanți. La asta mă refer prin o sumă mare. Oh, da, acum îmi amintesc. 10.000 de talanți, da, sigur. Pot să-ți dau înapoi în 6 luni. Adică, ce spun eu, 6 luni? Oh, 3 luni? 2? 1? 1? O lună. Când ți-am împrumutat bani, Hațor, ai fost de acord să fii pedepsit dacă nu îi aduci la timp. Dacă nu înapoiezi banii la timp, sunt de acord ca soția și copiii mei să fie vânduți ca sclavi, iar eu să merg în pușcărie. Nu, vă rog, iartă-mă, Maria ta! Vă implor, nu mă trimiteți în pușcărie! Aveți, vă rog, răbdare! Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog! Vă promit, maestate, o să vă dau toți banii, dar nu mă trimiteți în închisoare! Vă rog, vă rog! Hațor, nu doresc să te arunc în închisoare, dar data viitoare să-ți ții promisiunea. Să știi că îți iert datoria. Nu trebuie să o mai plătești. Oh, mulțumesc, Maria ta! Mulțumesc! Ești prea bun! Voi ține minte asta, dragă rege? Mulțumesc, mulțumesc mult! Ah, mulțumesc! Acum puteți să-mi dați drumul. L-ați auzit pe rege. Nu îi datorez nimic. Timp vei fi plecat, Mica? Mă voi întoarce de îndată ce datoriile vor fi plătite. Dar cât va dura asta? Nu mult. 3 săptămâni. Poate 4. 4 săptămâni? Tată? Nu pleci, nu-i așa? Vino aici, fiule. Îți amintești anul trecut?
când a fost furtuna care a distrus casa? Da, și am împrumutat bani de la acel om. Exact. Omul acela a fost bun să ne ajute. Și acum e timpul să îi înapoiem banii. Dar nu am banii. Așa că trebuie să mă duc în oraș să îi câștig. Nu poți să îi dai mai târziu? Tatăl tău a făcut o promisiune, Nahash. Nu poate să o încalce. Deci, atunci am spus, Maria ta, refuz să plătesc. Nu se poate. Regelui? Da, i-am zis, o să plătesc când sunt pregătit. Nici o clipă mai repede. Și ce a zis? Ce a zis regele? Ce crezi că a zis? Hațor, prietene, îmi cer scuze. Du-te în pace. Scuză-mă, am niște afaceri de rezolvat. Mulțumesc. Cred că asta îmi aparține. Hațor! Te giftuiești și nu-mi plătești datoria? Sunt aici pentru a găsi de lucru, Hațor. O să-ți înapoiezi banii, promit. Pot să vorbesc cu tine între patru ochi? Dă-mi banii înapoi. Nu i-am. Te rog, dă-mi timp. O să-i înapoiez. Să-ți dau timp? Cine crezi că sunt? Te rog, ai milă, te implor. Îți arăt eu milă. Ajutor! Ajutor! Vă rog, ajutor! Aici, ajutor! Care e problema? L-am prins pe acest om. Îmi datorează bani și încerca să scape. Este semnătura ta? Da, dar... Dorești să depui plângere? Urăsc să fac asta, dar în cazul acesta chiar cred că nu am de ales. Ia vino cu mine. Oh, vă rog, vă rog, dați-mi o șansă. O, Doamne! Da. Mulțumesc! Aduceți-l pe Hațor la mine! Îți spun că n-am mai văzut. Ce? Dă-mi asta! Am închis! Cer scuze. Nu face nimic. Ups, adică totul e în ordine. Ah!
repede! Găsiți un doctor! Cred că mi-am rupt mâna și... Au! Au! Două picioare rupte! Îmi sângerează nasul! Mă simt slăbit! Am nevoie de un doctor! Unde mă duceți? Lăsați-mă jos! Am gripă și lepră! Nu e bine să stați lângă mine! Aveți grijă! Fugiți! Îmi cer scuze că ai fost tratat astfel, dar acum ești liber să pleci. Mulțumesc, maestate! De ce nu ai arătat milă acelui sărac? Oh. Oh, oh, oh. Eu aveam nevoie de bani, maestate. Să-ți returnez banii. Făceam rost de bani pentru tine. Dar eu ți-am iertat datoria. Știu, dar eram atât de recunoscător. Oh, vă rog, no, da. Eu doar voiam să te răsplătesc. Cum altfel să-mi arăt recunoștința? Având milă de alții, așa cum și eu am avut milă de tine. Nu! Nu! Iartă-mă, maestatea ta! Iartă-mă, te rog! Te rog! Nu este corect! Te implor! Nu! Ai milă, dragă rege! Ai milă! Hathor, prietenul meu, mi-ar plăcea să-ți arăt milă. Dar cum aș putea să te iert când tu refuzi să ierți pe alții? Vezi, Petru, Tatăl Ceresc e ca regele din poveste. Dacă noi nu iertăm pe alții, nici El nu ne va ierta. Trebuie întotdeauna să iertăm, Petru. Nu doar de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Cum să iert? Nu știu. Cum să scap de mânia asta? De câte ori să stau liniștit și să cetez? Uite, cu mâinile astea vreau să lupt. Mintea îmi spune să fac ce e drept. Dar pe genunchi mă opresc și îmi spun: scapă-mă de toată amărăciunea învinovățirii. Ia-mi de pe suflet păcatul care mă rușinează. Dă-mi, Doamne, o dragoste mai mare decât a mea. Binecuvântează-mă azi să nu mai cer. Ajută-mi biata inimă să înțeleagă mai mult. O, Doamne, dă-mi o inimă ca a Ta. Ajută-mă să văd cu ochi mai curați. Ajută-mă să vorbesc cu iubire pe buze. Chiar dacă sunt nedreptățit. Ha,
this disdain out to cease demanding. Let this să găsesc puterea să mă ridic peste asta. Binecuvântează-mă azi să nu mai cer. Ajută-mi biata inimă să înțeleagă mai mult. O, Doamne, dă-mi o inimă ca a Ta. Ajută-mă să-mi lepăd povara. Luminează-mi sufletul să pot trăi. Dă-mi harul să spun: Te voi ierta. Cum de ești așa obosit? Nu ai dormit noaptea trecută? Am stat treaz, am vorbit cu Isus. Poate data viitoare nu vei mai fi așa de nerespectuos. Ah, voi! Nu trebuie să-mi rupeți plasele ca să-mi câștigați respectul. Poate o să fim prieteni într-o bună zi. O zi bună, domnilor! Petru, ce s-a întâmplat cu tine? Asta e tot ce o să faci? Iisus ne-a învățat să iertăm. Da, dar nu pe acești oameni! Lasă-mă să-ți spun o poveste. A fost odată un om nechipzuit care a împrumutat bani de la rege. Când a venit timpul să dea banii înapoi, nechipzuitul nu avea bani. Thank you.